Salut, prieteni! Bine ați revenit la Cariera cu FCSB! Este momentul să continuăm primăvara europeană din Europa League. Villarreal este adversara din optimi, o competiție aprigă în acest sezon în Europa League. Sperăm să fim în primăvara Champions League sezonul viitor. Până atunci, Marcelo va juca continuare la noi. Sperăm să meargă bine această primăvară europeană și... Vrea Miron să joace, într-adevăr a primit cam puține meciuri. Este o partidă cu Chindia unde am putea introduce echipa a doua, totuși fără Bărbuț, care este accidentat. În jur de o lună va lipsi Bărbuț. Băgăm echipa a doua cu Chindia, fiindcă peste 2-3 zile urmează meci în cupă cu CFR Cluj. Câștigăm cu 2-1, Morțan și Wayne Rooney au marcat, Rooney a ratat și un penalti pe final de meci. Luăm cele 3 puncte și iată semifinalele Cupei României. FCSB cu CFR, voluntari Dinamo pe cealaltă parte. Ori voluntari, ori Dinamo va fi în finală. Acum să sperăm că o să fim și noi acolo pe 2 martie. Acest meci destul de important în care vom băga echipa principală. Iar aici sperăm la o victorie cu CFR Cluj. Este într-adevăr 2-1, gol Marcelo! Iată că Marcelo ne califică mai departe. N-ai ce să faci, Real Madrid acolo cu Florinel Coman. Dinamo bate pe voluntari și o să fie El Clasico în finală. Trece Marcelo de la Real Barça la meciuri de genul FCSB Dinamo în mai. Este programată finala cupei. Între timp 11 puncte avem în fața CFR-ului. Se vor înjumătăți, dar tot este o diferență considerabilă. FC Argeș nu este foarte sus. Avem șanse bune să câștigăm și cu echipa a doua. 1-0 până în minutul 3 a dat golul victoriei încă din startul partidei. Villarreal este echipa de care am dat în optimi. Este o echipă destul de bună din Spania. Ar trebui să... Avem un meci destul de complicat, dar sperăm să trecem mai departe. Revine Marcelo în Spania să joace aici în meciul cu Villarreal. Încercăm să câștigăm Europa League. Am ratat acest obiectiv în sezonul trecut. Echipa noastră cu Radu în poartă, Marcelo, Dima și Ampadu, dar nu cred că va juca Dima. Este mai în formă Cristea, care are un plus 6, îl duce la 81, propriu zis. Perez, fundaș dreapta, Nedel cu Colaru, Moruțan, Coman, Tănase și Denisman. Unul pleacă sigur la vară, să vedem cine. Iar la Villarreal, Rulli în poartă, Estupinian, Manolas, Orban și Mario Gaspar. Manolas și Orban aduși la Villarreal arată bine această defensivă. Leiva mijlocaș defensiv, Parejo cu Coclan în fața lor, Gomez, Lazare și Iago Aspas. Super tare această formulă a lui Villarreal. Hai să vedem dacă putem face față submarinul galben. Trebuie învins de băieții noștri. O echipă solidă. Willy Orban din Bundesliga aici în La Liga încearcă să joace bine pentru Villarreal. Alte meciuri avem City cu Milan, Monaco, Atletico. Imnul Europa League, Denis Mann. Lângă el Coman, băieții de 100 de milioane. Și de această dată îl avem și pe Marcelo, acolo titular. Olimpiu, o pasă bună, Olaru pe lângă poartă. Nu poate Olaru să înscrie după o pasă de senzație a lui Olimpiu Moruțan. Incredibilă ratare. Se retrage Raul Albiol. Multe sezoane pe care le-a prins Albiol în fotbalul spaniol și nu numai. Cade acolo un jucător de-al nostru, este Coman, era Tănase, cel care a căzut. Man, trage Man, gol! Gol Denis Man! 1-0, ce șut! O bombă a lui Denis Man! Și deschidem scorul în minutul 15. Vine Man în zonă centrală foarte bine aici, pe culoar. Șutul e numai bun. Coclan trece, este mingea la Iago Aspas. Trebuie să scăpăm de acest atac. Lazare greșește pas, a fost Marcelo acolo. Care știe bine ce trebuie să facă. Probabil are multe meciuri cu Villarreal la activ.
Și acum este Coman care trece, Florinel Coman în care Coman încerca să împasa, dar este Manolas pe acel culoar. Gomez a încercat, Criste a fost stăpân pe situație și o pasă bună aici, Coquelin egalează, nici măcar Marcelo n-a mai avut ce să-i facă francezului. Da, e greu meciul, arată bine Villarreal per total. Olaru îl găsește cumva pe Coman. Coman în viteză la Tănase, Rabona lui Florin Tănase. Încă o dată, spectacol 100% din partea decarului. 2-1, fază creată de Coman la limită acolo. Pelirie ține mingea și perfect stă în spate acolo Tănase cât să primească. Să vedem aici, urcă Marcelo. Marcelo s-ar putea să facă ceva de unul singur. E senzațional. Ce spectacol. Marcelo în centru. Să vedem aici. E Marcelo. Apără Rulli. Doamne, ce fază. Ca la Real Madrid când era în cea mai bună formă. Oh, ce minge. Acum la Zari încearcă în centru. Marcelo degajează și asta a fost 2-1 în deplasare cu Villarreal. Un egal acasă ne trimite în sferturile UEFA Europa League. Până la retur dăm de Hermannstadt și tot echipa a doua va evolua cu cei de la Sibiu. Acasă Rooney trebuie să aducă victoria ca de obicei, nu din păcate. 1-1. Rooney marchează, dar o fac și cei de la Hermannstadt și aici ne încurcăm. Viitorul egal cu CFR. Da, suntem departe chiar și așa. 3-2 Chelsea, Feyenoord, Atletico a câștigat, la fel City cu Milan. Doar Istanbul s-a impus cu Arsenal și trebuie tunarii să facă ceva, să treacă mai departe, altfel vor fi scoși de turci. Din mai la echipa națională, Nedel Cumărțan, Cristea Bărbuț, Niță și Radu, dar ne avem pe Man și Coman la echipa națională. Ok, o să încercăm aici, nu cu Dima, care are doar 74, niciun boost pe el. Intră și Simons, 75 cu un plus 4. Sau ar putea Rooney. Hai să vedem pe Rooney, totuși. FCSB-ul european, poate, gata, sezonul viitor de un parcurs formidabil în UEFA Champions League. Până atunci, poate câștigăm această competiție. Tănase, Rooney, trage Rooney, apără Rooney, mingea la noi, trage Man cu dreptul, un șut violent al lui Denis Man, n-a ieșit golul de aici, dar poate e semn că mai vin atacuri periculoase și poate vine și golul până la urmă. Oh, Iago Aspas apără Radu. Minge destul de complicată, Ionuț Radu, ca de obicei, rezolvă astfel de faze. Corner, Orban Bară, Ampadu reușește să lovească această minge, este până la Manolas. Pasă bună și am scăpat, Willy Orban. Gata să înscrie aici pe Ghencea. Murțan foarte bun aici. Este Tănase în zona centrală. Rooney. Călcâiul lui Tănase, Rooney pe lângă. Rooney, gata de gol. Revedem tehnologia care atestă faptul că n-a fost gol la Orban acolo. Per total, este gol. O, Doamne, mă pregăteam să zic că o frângere cu 1-0 ne califică pentru că am marcat două în deplasare. Dar deja tânărul francez pe care l-au luat cei de la Villarreal marchează și din păcate este din egalitate la general în minutul 33. Olimpiu Nedelcu, foarte bună mingea către Man. Man, gol Man. Este 1-1. Gol FCSB. Este un gol care
ne dă din nou șanse mari de calificare. Egalitate pe tabelă. Foarte bună cursă a lui Denis Mann. Rulli încasează, 3-2 la general. Lazari are multe variante, apără Radu, a preferat șutul italianul. Radu ne-a salvat până acum de două ori. Intra Paco în loc de Iago Aspas. Și e Paco acolo, prima șansă. Direct cum a intrat, lovitură de cap în plasa laterală. O să bată Coman. Minge destul de interesantă. Olimpiu trage Olimpiu. Tot Orban. Efectiv, toate balonele sunt la Orban. Reghi acolo cu niște indicații. Și batem altfel cornerul. Bine! Coman trage. Ampadui a pus-o perfect pentru șut. Este ultima fază. 2 minute rămase. Putem să mai pasăm puțin ca să fim siguri că nu suntem prinși pe vreun contraatac. O calificare la limită cu Villarreal, care au jucat foarte bine pe total. Se fluieră 1-1 acasă, ne duce mai departe în sferturi. Și acum să vedem de cine dăm, pentru că s-ar putea să vină un colos acolo la tragerea la sorți. Chelsea a câștigat, Atletico pierde, dar totuși cred că se califică. Vom vedea imediat cum stau lucrurile. Ne uităm și la ce s-a întâmplat în Champions League. Arsenal bate cu 2-0 la Istanbul, trec mai departe până la urmă. Lazio elimină pe Mönchengladbach, City clar calificată acolo în dubla cu Milan, iar Spurs la limită trece de Leverkusen. Favoritele au trecut și avem nume mari în continuare. Ia să vedem de cine dăm data viitoare. City! Oh, FCSB City! Fiți atenți aici, ăsta meci. Deci e o dublă de foc cu City în sferturile Europa League. Chelsea, Atletico, Spurs, Frankfurt, Arsenal, Lazio. Chiar că arată de Champions League, deci n-ai cum să spui că nu. Iată ce echipe sunt prezente aici. FCSB cu City în Champions League. United, Liverpool, Leipzig, Shakhtar, Barça, PSG. Se tot întâlnesc cele două. Și Dortmund joacă cu Real Madrid. Liverpool a eliminat-o pe Bayern 5-2 la general, United pe Juventus. Da, avem o dublă cu City pe care o vedem data viitoare și multe alte meciuri de Liga 1, pentru că începe play-off-ul. Suntem la 3 puncte de CFR cu un meci în minus, cel cu Dinamo pe care îl avem aici. 6 puncte dacă batem pe Dinamo. Play-off-ul fiind FCSB, CFR, Gazmetan, Dinamo, Craiova și Viitorul, care este din nou în play-off-ul Ligii 1. Acesta a fost un nou episod din Carrera cu FCSB. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like acolo. Data viitoare întâlnim pe City. O să fie un episod tare rău de tot. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!